Vreme capricioasă de început de vară. Ploile sunt prezente în toată țara și abia de joi vremea se încălzește. Este în vigoare deja o informare meteo de averse, descărcări electrice, grindină și vijelii valabilă până miercuri la ora 8 pentru sudul, sud-estul și centrul țării, precum și în zona de munte. Este posibil să apară și descărcări electrice pe lângă instabilitatea atmosferică. Ploile vor avea și caracter torențial, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși 15-25 de litri pe metrul pătrat și izolat 30-40 de litri pe metrul pătrat, îndeosebi în estul Olteniei, în cea mai mare parte a Munteniei și în Dobrogea. Temperaturile vor fi mult mai scăzute decât normalul perioadei, iar în București acestea scad până la 8 grade Celsius. Vremea se va încălzi abia spre sfârșitul săptămânii în toată țara.